chimia ori este, ori nu-i. Cum să o menții? Cum? Eu nu știu cum să o menții. Uite, sexologii recomandă să faceți careva experimente, nu știu, să jucării sexuale, tot felul de experimente din astea. A, tu vrei să ajungem la jucării? Dacă am acasă jucării, păi zi-mă, dragă, da, am jucării! Da, sunt! Eu nu știam de metodele tu care v-aș... Mă iei așa, voila, tu zi, ai jucării sau nu? De fapt, nu asta era întrebarea. Dar ok. Da, ne place. Dar asta nu înseamnă că menține pasiunea dintre nu noi. Nu asta e. Pasiunea noastră uneori este intensificată de ceartă. Și după aia să vezi așa de pasională dragostea. Nu-ți imaginezi, nu știu cum e la alții. Uite, la noi e așa, pentru că noi suntem foarte emoționali. Dar care sunt motivele de ceartă dintre voi doi? Care ar putea fi? Ele nu sunt, eu le inventez. Da. Tu ești expulsivă. Eu sunt provocatorul în familie. Eu provoc. Și cum face față el acestor provocări? Nu face față. Nu face. Ridică mâinile și atât. Nu face față. Și eu zic, răspunde, pentru că astfel se nasc emoții noi. Nu? Vai, cât de frumos povestești despre relația voastră, chimia voastră. Păi da, te plictisești, dragă, în fiecare zi de rutină. Hai să facem unul și același lucru, te plictisești. Și atunci dacă nu vii tu cu niște provocări, cu niște jucării, cum spuneai tu mai devreme, sau cu niște focuri de artificii, unde este chimia, unde este pasiunea, ea dispare, pur și simplu rutina te mănâncă. Îți mănâncă energia, serviciul îți mănâncă energia, copiii îți mănâncă energia și nu-ți mai rămâne energie pentru partener. Dacă ești atât de excentrică, nu știu, n-ajungeți la bătaie? Cu zgâria pe față sau cu zgâria pe spate? Și? La pumn să nu se ajungă? Doar pot să-ți arăt cam unghii. Așa. În detalii nu intrăm. Ok, poate sunt proaspăt făcute și... Na. Încerci tu să scoți din mine tot, dar nu-ți dau eu chiar tot. Uite, au fost foarte multe bârfe și acum mi se par așa niște glume când aud cum povestești tu despre relația voastră, că v-ați despărțit, că nu știu mai ce. Da, ne-am despărțit și ne-am împăcat înapoi. Și așa. Ce? E ceva normal? De ce s-a întâmplat asta? Păi s-a întâmplat că a fost momentul în care pur și simplu era prăpastia. Și atunci, dar cum ai depășit? Cade, cineva renaște. Dar cum ați depășit situația? Cum păi situația se depășește doar prin iertare. Dacă nu ierți, nu depășești. Cine a iertat? Cred că a fost din partea ambilor. Și de obicei în cupluri așa se întâmplă. Că dacă celălalt nu iartă, nu te mai împaci. Adică nu mai revii. Dar ce a trebuit de iertat? Lipsă de atenție, infidelitate, nu știu. Nu neapărat. Au fost unele momente care s-au acumulat în timp. Aceeași rutină? Nu au fost de moment, da. Sunt chestii care se acumulează în timp. Și explodezi. Și atunci când explodezi, e mai bine să fugi. Înțelegi? Ori faci o pauză în relație. Și acea pauză se numește despărțire de scurtă durată. Și a fost benefică pentru voi dacă v-ați cuplat din nou? Da, îți dai seama, da.